prea târziu. Sau poate nu e prea târziu, pentru că eu cred că lumea trebuie să știe acum ce se află, de fapt, în viața unui actor, care înainte de a râde pe scenă, el poate trăi niște drame nesfârșite acasă, atunci când se trage cortina și când pleacă spre un alt decor, cum ar spune un alt cântec. La fel de trist cântat de o altă faimoasă artistă care nu mai este printre noi. N-ai crede poate că marea Cristina Stamate, la câtă efervescență avea pe scenă și la câtă lume o iubea, se ducea acasă, încuia ușa și rămânea singură cu ziarele ei. Se pare totuși că singurătatea a chinuit-o cel mai tare pe Cristina Stamate și, din păcate, singura a fost și când a murit. Durerea care a cuprins întreaga Românie parcă nu se mai termină. După ce mii de oameni au plâns-o pe Stella Popescu, buna ei prietenă, Cristina a luat-o și ea pe urmele ei. Parcă a vrut să plece acolo în ceruri ca să-și joace rolul nemuririi. Astăzi, trupul neînsufletit al marii actrițe a fost adus din nou la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Același loc parcă ce strânge oameni care trebuie să mai și plângă, nu doar să râdă la spectacolele de revistă. Oameni care au venit să-și aducă aminte de ea cum iubea viața, cum râdea și cum a putut ea să joace atât de bine fără să trădeze o clipă singurătatea care o măcina în fiecare zi. Haideți să vedem povestea. Ce poate fi mai singur pe pământ decât o femeie singură? Cu vocea gâtuită de lacrimi, Cristina Stamate și-a spus durerea în fața tuturor, într-un monolog care prevestea parcă sfârșitul ei, atât de dureros. Viața n-are numai drumuri drepte. Ai avut un soț, dar în sfârșit, poate că așa a fost să fie. Și-a plecat. Și apoi v-ați despărțit. Ai avut și glorie, și onoare. Casa voastră s-a făcut de fum. Au trecut și anii cei mai tineri. Și ce singură te simți acum. Decât o femeie singură, ce poate fi mai singur pe pământ? Când ți se întoarce singur din perete ecoul unui nerostit cuvânt. Când și tăcerea casei te apasă, aprinzi lumina și nimic nu vezi. Și când tacâmul singur de pe masă, ironic, te invită să te așezi. Oricare om se vrea o clipă singur, ori prea târziu, ori poate prea curând, dar decât o femeie singură, ce poate fi mai singur pe pământ decât o femeie singură? Pentru tine nu e sărbătoare. Anul nou, egal, anul vechi. Nici prietenii nu te invită, fiindcă ei invită doar perechi. Se mai uită unii strâmb la tine, dacă-ți doi, ei cred că-ți fericiți. Și doar mama ta te mai întreabă uneori, de ce te măriți? Decât o femeie singură, ce poate fi mai singur pe pământ? Când vii acasă, nu găsești pe nimeni. Când pleci, nu-ți spune nimeni un cuvânt. E și femeia în casă și bărbatul. Ce duci gunoiul jos cu vorbe dulci. Doar crainica de la televiziune îți spune noapte bună când te culci. Adormi și te trezești la fel de singur. Mai sună telefonul când și când. Și decât o femeie singură, ce poate fi mai singur pe pământ decât o femeie singură? Viața e o formă de speranță. Poți trăi și singur. Dacă poți. Cu un telefon de la un frate. Cu un necas de la nepoți. Trece sufocarea conjugală. Și când uiți de ce v-ați mai certat. Doamne, cât de dor ți se mai face. Chiar de o viață de nesuportat. Decât
femeie singură, ce poate fi mai singur pe pământ? Când vii acasă, nu găsești pe nimeni, când pleci, nu spune nimeni un cuvânt. S-a spart o țeavă la vecin la baie. Și alergi la ușa lor, imediat. Ei sunt de vină. Și tot ei te amenință că altfel se discută cu un bărbat. Și umilită, cobori încet pe scară, în baie, apa curge picurând. Ești o femeie singură și atâta. Ce poate fi mai singur pe pământ decât o femeie singură? Au trecut mai bine de 5 ani de când regretata actriță vorbea despre singurătate, cel mai dureros lucru parcă pentru ea. Poate acesta a fost și motivul pentru care Cristina Stamate s-a grăbit să plece din această lume, să se ducă în cer, acolo unde o aștepta prietena ei de viață, Stella Popescu. Duminică, Stella a fost condusă pe ultimul drum, iar azi, Cristina se pregătește și ea pentru ultimul ei rol, acolo unde i-a plăcut mereu să joace, la Teatrul de Comedie. O mulțime de oameni cu flori și lumânări în mână, dar și cu lacrimi pe obraj, au venit să-și ia rămas bun de la marea actriță. Printre ei a fost și Mitica Popescu, un nume greu al teatrului românesc și un apropiat al Cristinei Stamate. Din păcate, cum vedeți noastră, misteria scade pe zi ce treci. Într-o săptămână, teatrul românesc și pierd doi oameni de valoare, doi mari artiști. E mare pierdere și greu de înlocuit. Ce pot să vă spun? Le-am iubit ca și dumneavoastră. Au muncit toată viața, nu știu câte concedii au avut. Și probabil atât au obosit. Plecat să se odihnească puțin. Dumnezeu să le odihnească. Vizibil, slăbit și sfârșit de atâta durere, Alexandru Arșinel abia și-a mai găsit cuvintele, vorbele de rămas bun pentru buna lui prietenă, Cristina Stamate. Sper să fie ultima declarație vis-a-vis de nenorocirile care s-au abătut asupra teatrului nostru în ultima vreme. Despărțirea de două mari actrițe, Stella Popescu și Cristina Stamate. Sper să ne oprim și să vă primim la premierele noastre, să vă facem ca prin intermediul vostru să transmiteți oamenilor, românilor, zâmbete și nu lacrimi. Reputația și valoarea acestui teatru a facilitat deschiderea unor uși și realizarea unor, hai să zic, beneficii cu mai multă ușurință. Nu eu personal, ci anii petrecuți în teatrul ăsta, publicul și respectul pe care l-au foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni. Am murit singură, Cristina Stamate? Nu știu. Nu știu dacă am murit singură. Dacă vă referiți la ceva simbolic. Nu știu. Nu cred. Cristina era înconjurată de mulți simpatizanți și de mulți admiratori. Ia cu ea aplauzele a sute de mii de oameni în cariera ei de peste 50 de ani. Au venit vreo rudă astăzi aici? Sunt, da, sunt înăuntru ei, nepoata ei. Ea n-are nicio vină
săraca, că au rămas sau că a rămas fără rude, dacă vă referiți la rude. Nu are nicio vină. Au dispărut, fratele în Israel a murit, fratele de aici este grav bolnav, are o nepoată care este în Israel și a mai venit o nepoată aici, la rest, nu știu. Noi suntem toți colegi, ne întâlnim pe scenă, ne întâlnim în viață, ne întâlnim la aprobări, ne întâlnim mâine seară la turneul care îl avem în Spania. Păi este greu. Ne vom ridica, ne vom apropia de ei acolo unde sunt. Să le spunem și de la 3-4 mii de metri că iubim, că le iubim. Că o să ne fie dor și că o să fim singuri într-o mare măsură acolo unde ne ducem fără ele. Să nu ne uitați, să mai veniți pe la noi. Dar nu doar jurnaliști și în alte. Dacă este să ne referim la doamna Stella Popescu, i-ați fi spus ceva? Ce poate că nu i-a spus? Dacă mă primește să stau lângă ea în avion,